Vă salut, dragilor! În următoarele minute vă invit să aflați care sunt beneficiile plantei lumânărică pentru sănătate. Lumânărica sau Verbascum plomoides este o plantă erbacee, bienală, întâlnită pe terenuri puternic însorite, pietroase, uscate, de-a lungul drumurilor, a căilor ferate, dar mai ales pe prundișul de la marginea apelor, în special în zona de șes și deal. În popor o mai întâlnim cu denumirea de coada vacii, cucuruz galben, ciucurică sau lumânarea Domnului. Această plantă are o rozetă de frunze lânoase, o tulpină înaltă, groasă, rășinoasă și cu puf, cu flori luminoase de culoare galbenă, urmate de capsule cu multe semințe. În scop terapeutic se utilizează florile și frunzele. Acestea se culeg începând din luna iunie și până în septembrie, după ce se ridică roa. Este indicat să utilizați mănuși atunci când recoltați planta, deoarece perii acesteia pot provoca inflamații ale pielii și ochilor. Deși lumânărica este o buriană de la marginea drumului, despre care puțină lume știe cât de multe virtuți terapeutice are, reprezintă o plantă versatilă cu o istorie lungă de utilizare tradițională pentru o gamă largă de afecțiuni. Planta conține mucilagii, saponozide, tanin, rezine, ulei volatil, verbascozid, carotenoizi, fitosterol și substanțe minerale. Compoziția chimică îi conferă proprietăți antiinflamatorii, emoliente, expectorante, antiseptice, astringente, diuretice și antispasmodice. Dioscorida a fost primul care a lăsat informații despre efectele lumânăricii împotriva tusei cronice. Planta este renumită pentru beneficiile aduse în afecțiunile respiratorii. Preparatele terapeutice cu lumânărică conțin mucilagii care acoperă și calmează mucusul iritant, în timp ce calitățile expectorante ajută la expulzarea congestiei din plămâni. Este eficientă în atenuarea condițiilor precum bronșită, tuse convulsivă, traheite, laringite, astm, tuberculoză, răceli, gripă și sinuzită. Saponinele conținute în plantă prezintă proprietăți antivirale, adăugând în plus eficiența sa împotriva gripei și altor probleme create de virusuri. În timpul gripei este de un real folos deoarece poate ajuta la menținerea plămânilor limpezi și poate împiedica instalarea pneumoniei. De asemenea, lumânărica poate fi utilizată pentru a ajuta la detoxifierea plămânilor după renunțarea la fumat. Inhalarea aburilor sau consumul de ceai de lumânărică duce la spargerea și curățarea gudronului acumulat în plămâni. Planta acționează ca antiseptic și antiinflamator și la nivelul aparatului urinar, ameliorând inflamațiile și atenuând durerile la nivelul vezicii urinare. În plus, ajută la eliminarea apei și a substanțelor dăunătoare din organism, favorizând astfel absorpția la nivel intestinal. Beneficiile mucusului nu se opresc la curățarea mucusului din plămâni, ci poate fi folosită și pentru a elimina stratul mucoid în exces din intestin. Prea mult mucus în intestin poate interfera cu absorpția de nutrienți și poate compromite capacitatea organismului de a furniza nutrienți. Prezența unei cantități mici de mucus în scaun este normală, deoarece intestinele îl produc în mod normal. Mucusul este o substanță groasă, gelatinoasă, transparentă și acționează ca o barieră de protecție. Când însă cantitatea acestuia în scaun crește, acest aspect ar putea semnala o problemă de sănătate. Cataplasmele și compresele cu flori de lumânărică au acțiune calmantă, antiseptică, cu calități antibacteriene puternice asupra pielii. Aceste remedii au efect rapid și de durată. Sunt utilizate pentru dezinfectarea rănilor, arsurilor și pentru a ameliora și trata hemoroizii. Băile cu infuzia plantei sunt un remediu împotriva alopeciei. Lumânărica reușește să îmbunătățească circulația capilarelor și are efect tonic asupra rădăcinilor părului, tratamentul fiind extrem de apreciat de către persoanele care suferă din pricina căderii părului.
Utilizarea plantei ca aliment și medicament se întinde mult în antichitate, mulți medici recomandând utilizarea acesteia pentru diverse probleme, cum ar fi constipații, convulsii, dureri de dinți, inflamații ale ochilor, dermatite, furuncule, degerături și tuberculoză. În Irlanda, florile erau fierte în lapte pentru a face un decoct, care era folosit ca remediu pentru tuberculoză. Infuzia se prepară din o linguriță de flori și frunze mărunțite sau pudră la o cană cu apă clocotită. Se pot consuma 2 căni pe zi. Unul dintre cele mai populare remedii pentru infecții ale urechii este combinația de flori de lumânărică cu usturoi infuzate în ulei de măsline. Pentru un efect puternic, pentru combaterea tusei, a durerilor în piept sau a simptomelor astmului, puteți prepara un amestec din părți egale de flori de lumânărică, flori de soc și frunze de lemnul domnului. Din acest amestec, utilizați o linguriță la o cană cu apă clocotită. Cu tinctura de lumânărică puteți face frecții pe piept contra bolilor pulmonare sau frecții pentru durerile reumatismale. Tinctura se obține din o lingură de plantă la 100 de ml de alcool. Se lasă la macerat timp de 2 săptămâni, după care se filtrează. Unii autori susțin că infuzia preparată din rădăcină de lumânărică ajută la eliminarea viermilor intestinali. La nivel subtil despre lumânărică se spune că vindecă traumele, ne face să trăim în prezent și aduce împăcare cu sine, cu viața și cu ceilalți. În India, planta este considerată ca fiind cea mai puternică protecție împotriva spiritelor rele și a magiei, motiv pentru care este agățată la uși și ferestre. Lumânărica nu este recomandată femeilor însărcinate și celor care alăptează. Planta poate interacționa cu anumite medicamente, cum ar fi cele utilizate pentru problemele de somn sau cele pentru diabet. În cantități mari, lumânărica poate provoca reacții precum greață, vărsături și diaree. Cam atât pentru astăzi, dragilor. Dacă v-a plăcut acest videoclip și vreți să sprijiniți acest canal, nu uitați să dați like, să-mi scrieți părerea dumneavoastră în secțiunea de comentarii și să vă abonați. De asemenea, dacă doriți să deveniți membru al acestui canal, puteți apăsa pe butonul Alătură-te. Informațiile prezentate pe acest canal au caracter informativ. Pentru orice problemă de sănătate, adresați-vă medicului dumneavoastră. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Vă doresc sănătate și toate cele bune!